În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preaiubite științii de Părinte Paroh Florin, iubiți și cinstiți părinți arhidiaconi, Irineș Corneliu, domnule Florin, domnule primar și iubiți credincioși. Iată, cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu binecuvântarea arhierească a preasfântului nostru Nestor, ne-am întâlnit astăzi aici, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în a doua duminică a Sfântului și Marelui Post, duminica Sfântului Ierarh Grigorie Palama. Și iată, am trăit cu mare bucurie această Sfântă și Dumnezeiască Liturghie, cu o prezență atât de numeroasă, numeroasă, foarte numeroasă pentru biserica aceasta mai mică, și cu o împărtășire cu trupul și sângele Domnului numeroasă, iată câțiva zeci, 30-40 de credincioși care s-au împărtășit, și iată că am trăit cu toții deci această dumnezeiască împărtășire cu Hristos în drumul nostru spre înviere. Știți cu toții și trebuie să știm cu toții că drumul postului sau calea postului sau perioada aceasta postului este o perioadă în care noi mergem spre învierea Domnului Hristos și spre unirea cu Domnul Hristos, cel răstignit și înviat. Adică noi nu postim pentru noi doar și pentru un scop al nostru, adică să ne rezolvăm noi anumite probleme care se pot rezolva prin post și prin rugăciune, că pentru că prin post și în rugăciune se vindecă multe boli, să rezolvă multe probleme. Prin post, Ilie a închis cerul și l-a deschis. Moise, prin post, a primit legea de la înger, de la Dumnezeu. N-a mâncat 40 de zile. Deci postul este prima poruncă dată de Dumnezeu în rai și este foarte folositor. Deci postul în orice împrejurare este folositor. Cum zice Părintele Cleopa, Sfântul Părinte Cleopa de acum, zice postul, zice mama sănătății și lungimea vieții. Deci postul e foarte folositor. Dar noi nu postim de dragul nostru. Că cine postește de dragul lui, intră în nonsens, intră pe o cale absurdului, intră pe o cale care e fără cale, care nu duce nicăieri și nu sfârșește nicăieri. E ca și cum o fată ar ține siluetă și n-ar mânca numai la ora 5 odată după masă, cum țin multe, dar pentru nicio mire. Ea nu vrea să discute cu nimeni, nu vrea să aibă niciun mire. Atunci pentru cine ține, da? Deci nu are niciun sens să ții post sau să fii siluet dacă nu ții pentru cineva care te iubește, care te dorește. Ei, așa este și postul nostru, deci noi postul nostru ținem pentru Domnul Hristos. Și pentru că El e mil de sufletelor noastre și până la florii noi vom ține post, dar deja din duminica a patra începe să se pomenească Domnul Iisus Hristos și deja începem să ne gândim la El și la florii, chiar la florii, să termină postul nostru și începe postul Domnului. Săptămâna mare e postul Domnului Hristos. Adică noi până atunci ne-am îmbunătățit, ne-am sfințit, ne-am curățit. Și în duminica floriilor deja suntem sfinți, curați, gata să intrăm cu Hristos în cămara cea de nuntă, cămara cea cerească. Îl primim în inimile noastre, asta înseamnă primirea Domnului Iisus în Ierusalim, primirea lui Hristos, Domnului în inimile noastre. Și apoi cu Domnul Hristos în inimile noastre, uniți cu El, ca și mirele și mireasa, de mână și una făcuți, mergem cu El pe drumul crucii. Adică când El, ultimele 5 zile care trăiește pe pământ, nu mănâncă nimic, este părăsit de toți, este trădat, este bătut, este scuipat, este răstignit. Păi noi, e o săptămână care o dăm pentru El. Noi să știți că din punct de vedere creștină, că am trăit cu adevărat creștinește, săptămâna noi n-am face nicio mâncare, n-am face poate în sâmbătă mare, am pregătit ceva de Paște. Că nu asta e scopul. Noi săptămâna mare uităm de tot de Dumnezeu, știi, fiecare face milioane de cumpărături și alte lucruri. Deci săptămâna mare e când mirele tău, ontologic, ființial, care te-a creat și care a murit pentru tine pe cruce, este părăsit de toți și este urât de toți și scuipat de toți și trădat de toți, bătut de toți și răstignit de toți, este, are nevoie de tine, să fii lângă El cu sufletul atunci, să te gândești lângă El. Ăsta e rostul
săptămânii mari. Așa? Și de aceea noi până atunci postim, ne pregătim cu mireasa să pregătește până vine mirele, tot să împodobește și să pregătește. Dacă vine mirele, deja ea îl urmează, nu mai stă să se împodobească. S-a împodobit destul până atunci. Deci așa este viața aceasta cu Hristos. Și acum, iată, le spuneam într-o seară o meditație, o găsiți pe internet acum, cum să facem calea postului, și am arătat așa pe scurt din fiecare popas a celor 6 săptămâni, cu ochii la crucea lui Hristos. Adică noi să nu uităm în primul rând de ce postim. Pentru că postim pentru că postul este o slabă, o palidă replică, un palid răspuns a ființei noastre omenești la postul Domnului Hristos. Adică El, înainte de a intra în misiunea mântuirii, cei 3 ani de predică și de facere de minuni, de viere de morți, a postit 40 de zile de săvârșit. Deci n-a mâncat nimic, nici apă n-a băut, de dragul nostru, ca să ne mântuiască pe noi. Ei, noi postim acest 40 de zile ca o replică la acest post al lui, zice Sfântul Efrem Siru. Slabă replică, cât putem noi, că nu putem să nu mâncăm nici 40 de zile până la florii. Și apoi să putem petrece săptămâna mare împreună cu el. Deci, în trecut, să știți, postul mare era legat și Sfinții Părinți leagă Biserica Siriană, care are niște tradiții vechi, mai vechi, un pic ca noi, țină în așa fel încât ei știu ca și cum Domnul Hristos de la cele 40 de zile de post ar intra direct în săptămâna patimilor, adică intră direct și suferă pentru noi, adică să trece peste cei 3 ani care a făcut minuni. Pentru că asta e perioada cea mai grea. Adică el n-a mâncat nimic 40 de zile, l-a înfrânt pe Satan acolo în pustie, i-a zis, zice atât de frumos Sfântul Efrem, zice, cum îmi zici tu să fac din pietre pâini? Tu crezi că eu sunt atât de slab să fac din pietre pâini? Asta e o minune pentru cei slabi. Păi eu pot să dau hrană fără să mănânci. Eu nu-s Dumnezeu, hrănesc toată făptura. Eu dau hrană la cei ce se roagă. Pot să nu mănânce 40 de zile, 60 de zile. Nu-s care nu mânca 60 de ani de când sunt împărtășani. Ăsta-s eu Dumnezeu, vedeți? Așa zice Sfântul Efrem, zice, îl ironizează pe Satana. Și cât e slab și de prost ai putut să fii. Că dacă Domnul nu mâncase 40 de zile, a zis, zi piatra să se facă pâine, să te saturi, că l-a văzut că e slăit. Păi Dumnezeu poate să ne hrănească numai cu harul Lui. Asta e de fapt ceea ce vrea El să facă cu noi. Și atunci, pregătirea aceasta de post, cum v-am spus, noi postim, dar tot timpul cu ochii la Hristos. Primim ortodoxia ca și mila Lui. Ortodoxia este mila Lui Dumnezeu față de om. Este firea omului. Apoi, ni se dă rugăciunea neîncetată, care e duminica de astăzi, apoi ni se dă crucea. Hristos răsânit pe cruce ca noi să ne tragem puteri în postul nostru și în nevoința noastră domnicească, să ne tragem puteri din seva Domnului, din puterile Domnului Hristos, care e pe cruce, dar el are puteri divine umane, că el nu suferă pe cruce din neputință sau din necesitate, ci suferă de bunăvoie, ca un viteaz. Lasă suferi eu pe cruce pentru toți ăștia slabi și păcătoși. Deci suferă și puterea aceea, de aceea puterea crucii, Satana stă la mii de kilometri de ea. Nu poate. Pentru că acolo suferă cineva atotputernic, din atotputernică dragoste. El suferă, suferă eu de drag pentru toți ceilalți slabi și păcătoși și mici. Nu din neputință. De aceea este și greșit să avem o evlavie greșită, cumva, față de Domnul Hristos, că suferă, știi, noi judecăm omenește, săracul, că suferă omenește, el deplânge că suferă pe cruce. Dar el suferă cu atot puterea lui, de bunăvoie. Și de aceea izvorăsc din puterile crucii, din cruce, din astea lui, izvorăsc puteri și te poți sfinți, poți ajunge și tu să nu mănânci 40 de zile, 40 de ani, doar în părtășanie, cum a fost Sfântul Ioan Scărarul sau Sfânta Maria Egipteanca. De aceea, vedeți, duminicile pe cruce sau 2 mari sfinți care reprezintă desăvârșirea duhovnicească. Ei, acum, revenind la duminica de astăzi. Pericopa evanghelică de astăzi este una cu foarte, foarte multe învățături. Foarte. Mi se spune că Domnul Hristos era în Capernaum, se întorsese acasă, dintr-o misiune,
stătea în casa lui Petru, soacrei lui Petru, care era o casă mare, și acolo s-a adunat să sute și mii de oameni, cum ar fi în biserică, dar și în curte, plin, și în stradă, și fiecare veniseră cu bolnavii lor, să se tămăduiască bolnavii de neputințele lor. Și în timp ce Domnul stătea și predica, în biserică acolo, adică erau cei mai apropiați cărturarii farisei, adică oamenii bisericii, dintr-o dată se trezește că patru bărbați vin cu un paralizat. Paralizatul acesta zăcea, nu se știe, de zeci de ani pe pat, paralizat. Ei, neputând ca să intre prin mulțime cu paralizatul până în fața Domnului Iisus Hristos, atât au fost de credincioși, de râvnitori, încât au zis, cu orice preț trebuie să-L ducem în fața lui Hristos. Și n-au reușit să vină prin mulțime, dar s-au suit pe acoperiș, pe deasupra. Și cum își în Orient drepte, știți că au terasă deasupra în care stau seara la răcoare, că e foarte cald, au urcat deasupra și prin acel chepeng care se deschide, terasă, l-au lăsat în ceea ce am zice noi astăzi, living. L-au lăsat în cald. Dintr-o, l-au lăsat cu frânghiile, pe paralizat, pe pat, pe targă, în fața Domnului Iisus Hristos. Ei, când l-au văzut, acolo era mulțime plină, dar în primele rânduri erau oamenii bisericii, cărturarii și farisei. Și Domnul, dintr-o dată, i-a zis acestui paralizat, acestui bolnav, un cuvânt. Fiule, iertate sunt păcatele tale. Și atunci cărturarii și farisei se gândeau în inima lor. Cum spune acesta, iertate sunt păcatele tale, că numai Dumnezeu iartă păcatele? Ei nu știau că e Dumnezeu pe pământ, că El e Dumnezeu. Și atunci Domnul Hristos, deși ei au spus doar în inima lor, în gând, au gândit, El care vede gândurile lor, vedea gândurile lor, cum vedem noi fețele, chipurile, le-a zis, de ce gândiți cele rele în inimile voastre și nu gândiți cele bune? Că voi ați putea să gândiți când auziți că cuiva îi să iartă păcatele. Păi săltați în sus de bucurie, bucurați-vă, slăviți pe Dumnezeu, cântați. Nu fiți răutăcioși, că uite acum îl mai iartă și pe păcătosul ăla și pe ăla și așa mai departe. De ce sunteți răi, răutăcioși? Adică dacă vine în biserică unul pe care comunitatea îl consideră om de jos și dintr-o dată i-a dus în față, toți, și dacă nu zic, să gândesc, dar ce caută ăsta acum în primul rând? Ăsta, nu știm noi, nu știe tot satul, tot orașul. Și atunci Domnul Hristos, văzând gândurile lor, le zice, nu gândiți cele rele în inimile voastre, gândiți cele bune. Dar ca să știți că Fiul omului, adică Dumnezeu făcut om, asta înseamnă Fiul omului. Fiul omului înseamnă Fiul lui Dumnezeu făcut om. Să știți că puterea are pe pământ să ierte păcatele, așa cum Tatăl din cer iertă păcatele, aceeași putere a dat și Fiului pe pământ să ierte păcatele. Are putere, ție zic, Fiule, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și în momentul acela, paralizatul, cu zeci de ani de paralizie, s-a ridicat sănătos, și-a luat patul în spate și s-a dus acasă. Tot poporul a slăvit pe Dumnezeu. S-au bucurat cu toții slăvind pe Dumnezeu. Cei răi au avut acea răutate în inima lor. Dar poporul s-a bucurat. Ei, acum, iată, este o minune, sigur, care cred că a cutremurat toată cetatea. Capernaum, Doamne, să ridici pe un paralizat care de 20 de ani nu s-a ridicat de pe pat, de pe targă, de pe aștenutul lui de suferință. Dar pe de altă parte, sigur că întotdeauna vor fi cei care cârtesc, dar poate n-a fost paralizat, zice, poate a jucat un teatru și a venit și s-a ridicat la comandă. Și întotdeauna vor fi și cei cârtitori, cei care nu cred în puterea lui Dumnezeu, care se opun voiei lui Dumnezeu, care iau în derâdere puterea lui Dumnezeu, care iau în derâdere prezența lui Dumnezeu și așa mai departe. Acum, ce trebuie să învățăm noi din această minune care se face astăzi? De ce ne-a pus-o Dumnezeu astăzi în față, în a doua Duminică a Postului? Mai întâi, să nu uitați
că în prima duminică, așa cum am spus, s-au pus bazele ortodoxiei, dreptei credințe. Ea tot are un înțeles, toate evangheliile și toată învățătura bisericii au un înțeles simbolic, duhovnicesc. Acel paralizat simbolizează sufletul omenesc paralizat de păcate. Toți avem o paralizie a păcatelor noastre, mai mică sau mai mare. Nu toți avem întreg sufletul paralizat. Dar avem poate anumite părți ale sufletului paralizate. Uneori ne paralizată smerenia. Nu funcționează smerenia, nu ne putem. Alteori ne este paralizată răbdarea. Nu avem răbdare. Alteori ne este paralizată dragostea. Nu putem iubi. Dacă cineva ne face ceva rău, nu putem să răspundem cu bine, cu iubire. Deci, vedeți, fiecare, să știți, alteori ne paralizată blândețea. Alteori ne este paralizată înfrânarea. Nu putem posti. Am vrea să postim, dar nu, parcă ne luptă, nu putem. Deci, toți, dacă cercetăm acolo în sufletul nostru, o să vedeți că există părți ale sufletului, măcar, paralizate, care nu funcționează bine. Ei, acum, deci, așa cum v-am spus, deci, acel paralizatul simbolizează sufletul omului, sufletul nostru omenesc. Acea casă simbolizează biserica. Unde e Hristos, acolo e biserica. Unde e biserica, acolo e Hristos. Acum, cine sunt cei patru? Cei patru, să știți, sunt cei patru evangheliști. Pentru că cei patru evangheliști ne duc pe noi la biserică. Ne duc pe noi în fața lui Hristos. Și iată cât efort au făcut cei patru evangheliști ca să-l aducă pe cel paralizat în fața lui Hristos. S-au zbătut prin mulțime, s-au urcat pe casă, au desfăcut acoperișul, au desfăcut tavanul, numai ca să-l ducă în fața lui Hristos. Adică sfinții, apostolii și evangheliștii, ca noi astăzi să fim credincioși, noi astăzi să fim al lui Hristos, să fim în biserica lui Hristos, să fim în fața lui Hristos, să ne împărtășim de Hristos. Tot aceștia au făcut niște eforturi incredibile, ieșite din comun, toți au murit martiri, apostolii, și au suferit atât de mult dezinteresați. Pentru că ce interes aveau ei? Nu spune că erau frați sau rude, ci doar prieteni. Ei, prietenii sunt cei care urmează lui Hristos, adică ei n-au nimic pe lumea aceasta, nu îi interesează nimic, n-au unde să-și plece capul, apostoli, dar pe toți oamenii îi consideră prieteni. Și fac tot ce pot până să-și dea ultima picătură de sânge și ultima picătură de viață pentru prietenii lor, adică ceilalți, să ajungă la Hristos. Și toți care să ajungă la Hristos să fie vindecați. Ar mai putea semna cei patru prieteni, cele patru virtuți cardinale ale omului. Știți că omul are în suflet pusă de Dumnezeu, sădite, nativ, patru virtuți cardinale pe care se poate așeza credința în Dumnezeu. Credința, nădejdea și dragostea, cele trei virtuți teologice. Care sunt aceste patru virtuți cardinale? Dacă citiți în catehisme, învățăturile de morală, teologie, o să găsiți că sunt patru virtuți cardinale. Prima este bărbăția, curajul. Curajul. Curajul înseamnă să ai curaj întotdeauna să mergi la Dumnezeu. Oricât ai fi de căzut, oricât ai fi de depărtat, oricât ai fi de făcut praf, să te scoli și să te duci la Dumnezeu. Eu știu că sunt lui Dumnezeu, știu că Dumnezeu m-a făcut, știu că eu la El trebuie să fiu și cu El trebuie să fiu în veci, să fiu cu El fericit, dar prin păcatele moșilor, strămoșilor, am ajuns ce am ajuns, dar oricât aș fi de praf, nu trebuie să mă dau bătut. Niciodată să nu-ți pierd nădejdea, niciodată, tot timpul trebuie să te ridici. Adică, curajul acesta de a nu te da bătut, niciodată, orice ar fi, iar mă ridic și merg. Are Rainer Maria Rilke, o poezie atât de frumoasă, nu mi-o amintesc versurile, dar mi-amintesc conținutul, în care asta e frumos, zice, taie-mi, Doamne, capul și te voi mărturisi mai departe cu inima, zdrobește-mi creierii și zice, pe sânge te voi duce mai departe. Adică, orice ar fi în lumea aceasta, dacă mai sfârșia bucăți, eu te voi mărturisi pe tine
Și bucăți din carnea mea, din sângele meu, te vor mărturisi pe tine pe pământ. Deci omul, orice ar fi, nu trebuie să cedeze. Trebuie să se ridice. Sunt sfinți, să știți, care eu atât de mult îi iubesc pe acești sfinți, care cu capul tăiat s-au dus la biserică. Este un sfânt, Iovan Vladimir. A fost rege al Serbia, al Muntele Negrului, practic, nu era Serbia făcut atunci, pe la anul 1000, și care socrului, un rege al Bulgariei, țar al Bulgariei, i-a tăiat capul. Și să știți, cu capul tăiat, așa credința a avut, și l-a luat cu capul în mână, s-a dus câteva sute de metri până la biserică. Și țarina, soția lui, fiica regelui Bulgariei, când a văzut ce credință a avut bărbatul ei, s-a călugărit și toată viața a stat în biserică lângă moaștele lui. Ca și mai s-a lângă moaștele Sfintei Parascheva. Și mai este un stareț în Moscova, de la mănăstirea Pâscov, Cornele, care a fost contemporan cu Ivan cel Groaznic și a fost duhovnic la Ivan cel Groaznic. Și la un moment dat a avut o contradicție, că Ivan era cum era el, și l-a contrazis și i-a tăiat capul. I-a tăiat capul la intrare în mănăstire, cam 150 de metri de biserică. Și să vedeți, cu capul mână tăiat, Sfântul Cornele s-a dus până la biserică, în fața bisericii, cam cu 50 de metri, s-a pus în genunchi și acolo s-a făcut un izvor, izvorește izvor de aghiazmă din pământ, cător de minuni. Și apoi și el are moaștele acolo. Deci iată, omul trebuie să fie întotdeauna curajos, să nu cedeze, orice ar fi, să fie foarte curajos. Mai vă spun despre pe curaj două lucruri, doi părinți care îmi plac foarte mult. Părintele Paisia Ghioritu, pe la 50 de ani săracul, cum el nu mânca câte 40 de zile, 60, nu mânca deloc, a răcit la plămâni și toți plămânii erau uroi. I-au scos, i-au lăsat doar un sfert dintr-un plămân. Și acum vă dați seama, săracul avea 30-40 de kilograme acolo în spital, în Tesalonic, și au zis, doctorul, părinte, nu mai merge la altul. El vrea să meargă acolo înapoi, să se nevoiască, să se roage, să postească. Și că nu mai ai plămâni. Și zice că acolo în spital, când el trebuie să stea în perfuzie, întinsă, nu se zice, după pad, la operație, nu știu, cu o lună de zile, el se scula în genunchi și se ruga toată noaptea, stătea în pas, se ruga toată noaptea, în condițiile acelea cum era. Și a venit un doctor și l-a prins și a zis, părinte, mai faci așa că o să mori. Și zice, îmi dați certificat că o să mor? Știi sigur că o să mor? Zice, părinte, dacă mai te forțezi așa, n-ai un plămân, mai tale o să mori. Zice, dacă îmi dați adeverință că o să mor și mă duc la Hristos, eu mă scol din perfuzii și joc un joc. Deși n-am jucat în viața mea căscălugăr. Deci, dar de bucurie că mă duc la Hristos, joc un joc. Vedeți? Asta e gândirea omului adevărat. Deci, sau părintele Ioan de la Recea, și el mi-a plăcut extraordinar. Și când l-au arestat acolo la Vladimirești, termina să sunt la liturghie. Și era cu fesul în cap, făcea 800 vorbe la credincios. Și au intrat, păi, avea 20 de sicuriști cu dubele, cum știu? Hai că gata, te ducem direct la închisoare, nici nu mai treci pe la anchetă. Și a zis, da, direct la închisoare. Și de bucurie a cheuit și și-a aruncat fesul sus. Deci asta e prima virtute a unui om. Curajul, să știți. Deci curajul. Apoi, zice, dreptatea. A doilea. Dreptatea. Aceștia sunt cei patru stâlpi pe care stă credința. Deci curajul, dreptatea. Ce înseamnă dreptatea? Să dai fiecare ce ai lui. Fiecare. Un fir de iarbă e mai important ca un elefant sau ca un munte, zice părintele Asenie, Papa Cioc. Că fiecare are și el drept la viață. Noi de multe ori ne fură ochii și zice, a, acum e majoritatea ăsta, au mari, nu știu. Dar este unul acolo mic, care poate e cât un fir de iarbă sau cât un fir de praf, dar care își cere și el drepturile. Și trebuie să fii drept întotdeauna. Să nu vezi, să știi că tot ce e pe pământ este materie. Și materia e gunoi, toată e praf. Indiferent că e gunoiul de care noi ne scârbim, sau este perlă, sau diamant, sau aur, tot gunoi. Trebuie să știi, să ai lucrul acesta. Un creștin vede lucrul acesta, vede drept, acționează drept. 2 kilograme de aur sunt același lucru cu 2 kilograme de gunoi. De orice gunoi pe care îl detestăm noi. Sau 2 kilograme de amianti, la fel. Că e gunoi, tot ce e materie e gunoi, până la urmă. Iar numai dacă luăm o simbolistică, putem să folosim ceva. Apoi, zice, al treilea lucru, zice, a treia virtute, deci dreptatea, înțelepciunea, ce înseamnă înțelepciunea?
Toate cărțile sfinte sunt pline de cuvântul întreaga înțelepciune. Aveți întreaga înțelepciune. Întreaga înțelepciune înseamnă fecioria. Să păstrezi fecioria până la căsătorie. E căsătorești feciorelnic. De asta pun cununile pe cap, că e simbolul că ai biruit patimile trupului. Tu ești un împărat care împărățești peste patim. Simbolul fecioriei. Înfrânarea, fecioria în căsătorie. În căsătorie, da, căsătoriți, dar respectă postul, nu sunt împreună în postul, nu sunt împreună în miercuri și vine, împreună în sărbători, să împreună când au, ca să aibă copii. Respectă, nu fac desfrânare legalizată în căsătorie. Respectă lucrurile acestea. Pe toate planurile să respecti, deci, înțelepciunea. Înțelepciunea în gând, înțelepciunea în privire, înțelepciunea în vorbire, în tot ce facem, vedeți? Asta e virtute capitală, mai ales în această lume a destrăbălării care de la s-a pierdut cu totul. Destrăbălarea a fost dintotdeauna, da? Acum parcă e mai grea, că și droguri și alte lucruri și oamenii nu mai au nicio rânduială. Apoi, deci, înțelepciunea și cumpătarea. Postul ce este, dragii mei, până la urmă? Este un exercițiu de cumpătare. În rai, omul era tânăr, frumos, sănătos, nemuritor. Poate a stat sute de ani acolo. Putea să mânce din zeci de pomi, dar el atunci nu mânca decât cât îi trebuia. Că el se hrănea cu Dumnezeu. Noi trebuie să ajungem să ne hrănim cu Dumnezeu. Mânca un măr dacă era nevoie. Dar i-a dat cumpătare, i-a dat o frână. Nu, din ăla nu mânca. Vrei să mânci mere? Mâncă două, dar unul nu-l mânca. Vrei să mânci trifelii de pâine? Mănâncă două, una nu o mânca. Întotdeauna trebuie să avem cumpătare. Zice Sfântul Siloan Otonitul, niciodată la masă să nu te ridici sătul. Adică întotdeauna să lași loc de ceva ca să te poți ruga. Deci că măsura mâncării este la fiecare diferită. Altul mâncă trei farfurii și nu se satură, altul se satură cu trei linguri. Dar să mănânci încât după ce te scoli de la masă să simți nevoia de a te ruga. Să simți încă un gol în tine, o dorință și aia să o umpli cu rugăciune. Pentru că noi suntem făcuți să ne rugăm neîncetat. Și trebuie să ne rugăm neîncetat. Dar, de exemplu, atunci când ne hrănim, mâncarea, bine, sigur, un stomac bine hrănit, umplut, nu se mai gândește la Dumnezeu, nu are dorință de a se ruga dacă îl umpli peste măsură. Dar dacă îl umpli cu cumpătare, dai, o să simți dorință de a te ruga. Și te rogi și înainte de masă, și după masă, ca și înainte de masă. Deci, de aceea Dumnezeu a lăsat cumpătare. Ei, iată, dacă practicăm aceste patru virtuți, atunci Hristos vine să ne dea credința în El, credința în El, pentru că credința în El vindecă. Adică noi, prin virtuți, nu ne vindecăm. Oricât am fi de curajos, de înțelept, de drept, de cumpătat, nu ne putem vindeca noi, ci ne vindecă Hristos. Ei, la Hristos vii prin credință, cu credință. Și venind la El, deci te aduc cele patru evanghelii, care e toată învățătura Domnului Hristos, și cele patru virtuți cardinale te aduc în fața lui Hristos. Ei, la Hristos te apropii cu credință, cu nădejde și cu dragoste. Acum, cum vindecă Hristos, dragii mei? Dacă ați observat, prima dată când l-a văzut Domnul Hristos pe cel paralizat, nu i-a zis, scoală-te și umblă, sau vindecat ești de neputința ta, ci i-a zis, iertate sunt păcatele tale. Deci mai întâi Dumnezeu vindecă sufletul și apoi trupul. Iată, acum este post. Noi ne stăduim prin cele patru virtuți și prin studiul celor patru evanghelii să venim la biserică. Să ne vindecăm sufletele și trupurile. Dar întâi să vindecă sufletul. Iertate sunt păcatele tale. Ei, ce înțelegem noi de aici? Iată, taina spovedaniei. Noi nu toți suntem bolnavi cu trupul, dar cu sufletul fiecare avem poate o neîmplinire. Ei, iată, o spovedanie adevărată, venind cu credință, cu curaj, cu cumpătare, cu înțelepciune, cu atras de Evanghelia lui Hristos, venind în fața Lui, cerându-I iertare cu credință, cu nădejde și cu dragoste, iată că primește iertare de păcate. Ei, după ce ți s-o ierta păcatele, după aceea vine și etapa a doua, treapta a doua. Fiule, iertate sunt păcatele tale, fiule, ia spatul tău și umblă, ridică-te. Adică vine și vindecarea fizică. Și de aceea, acum, ăsta e un lucru foarte înțelept. Noi vedeți când se bolnăvește cineva.
Îl ducem la spital, alergăm cu el la urgență, ducem la doctor, ducem la Deva, ducem la Cluj, la Timișoara. Dar dacă suntem un pic evlavioși și avem un pic de legătură cu Dumnezeu, imediat unul care merge la spital sună la părintele. Părinte, haideți, vă rog, și faceți o rugăciune la tata, la mamă sau la fratele, la unchiu și spovediți și împărtășiți-l. Că să meargă la spital spovediți și împărtășit. Altfel lucrează medicamentele, altfel lucrează tot tratamentul dacă omul e spovedit și împărtășit. Ei, asta e lucrul care trebuie să-l învățăm. Asta. Că noi avem nevoie de spovedanie și de împărtășanie. Că întâi îi spovedania, împărtășania și apoi îi vindecarea trupească. Zicea Părinte Cleofa, zicea, când vezi că îi se bolnăvește mama și e bolnavă gravă, e bătrână. Zice, nu sună întâi la doctor, ca acum zice, sună întâi la preot. Să vină să spovedească, să-l împărtășească. Și dacă e o fi să mai trăiască, după aceea va și trăi. Dar să fie tot timpul spovedit și împărtășit, să fie unit cu Hristos. Ăsta e rostul nostru și asta noi trebuie să facem. De aceea, iată, Dumnezeu ne-a dat această mare taină, zice că e cea mai mare taină, taina spovedaniei. Taina spovedaniei este taina continuei înnoiri. Pentru că noi nu pășim cât greșim. Nu este o zi să nu păcătuim. Nu este o... Ieșim în stradă și auzim... Aici să laudă Dumnezeu, poate nu păcătuiești două ore. Ieși în drum și te întâlnești cu cineva și vorbești câte vrute și nevrute și repede păcătuiești. De aceea, deci taina spovedaniei este taina fundamentală, taina fără de care nu putem trăi. Noi nu trecem un pic. Dacă putem, acum poți. Ne spovedim săptămânal, chiar săptămânal. Dacă nu, nu mai rar de 4 săptămâni. Pentru că dacă și corpul, vedeți, îl spălăm săptămânal, la 2-3 zile acum, nu mai facem cum făceai la țară mai de mult, o baie o dată pe săptămână, sâmbăta. Îți faci zilnic. Dar dacă nu faci câteva săptămâni, să închid porii sufletului și după aceea te poți alege cu orice boală. Poți să nu te speli un an, o jumătate de an. Dar te poți alege cu orice boală. Așa e și cu trupul, așa e și cu sufletul. Nu te spovedești, mă spovedesc anul viitor. E, dar gândiți-vă, cum ar sta un trup dacă l-ai spălat numai anul viitor de Paște? E, tot așa e și sufletul, să știți. Harul devine nelucrător. Harul, să știți, este ca și motorul. Așa. Noi, o bicicletă care are roți și dăm din pedale, merge cu 15-20 la oră în asta. Dar dacă îi pui motor, merge cu 100 la oră și tu doar ții ghidonul. Asta e harul. Harul e motorul. Noi suntem făcuți să trăim cu har, cu Dumnezeu. Nu să trăim doar fizic și psihic, zice psihosomatic. Nu? Psihologic noi știm ce avem de făcut, fizic încercăm. Dar noi suntem făcuți să trăim cu harul Dumnezeu. Ori acestea ni se dau prin spovedanie și împărtășanie. Aceste taine. Apoi, iată, duminica aceasta, numai două lucruri vreau să vă zic, pentru că Sfântul Grigore Palama, care a trăit în secolul XIV, până în 1396, a fost numit dascălul rugăciunii neîncetate. Noi, harul lui Dumnezeu, cum putem să-l păstrăm? Aici, cum v-am spus, în biserică, trăim în har. Este bine, două ore. Dar cum putem să păstrăm noi starea asta de laudă lui Dumnezeu? O putem păstra prin rugăciune neîncetată. Și Sfinții Părinți au găsit o rugăciune care e de fapt dezvoltarea rugăciunii Chirelei Son, sau Doamne, miluiește-mă. Domnul Doamne, eu sunt omul, zic, miluiește-mă, că eu sunt om, am nevoie de a fi ajutat, de a fi miluit, de a fi vindecat. Și această rugăciune, Doamne Iisuse, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, 3 cuvinte, sau Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, 5 cuvinte, este o rugăciune care se poate zice în toată vremea. Și aceasta aș vrea eu să mai țineți minte în duminică astăzi. Că rugăciunea nu este doar o chestiune de seară și de dimineață, când te speri pe față sau pe mâini, ci rugăciunea este o chestiune sau o problemă de toată vremea. Este o problemă ca și aerul. Poți să trăiești câteva minute sau... Oare fără aer? Nu poți. Ei, nici fără rugăciune, să știți, nu poți trăi. Sufletul nu poate trăi fără rugăciune. Deci s-a constatat lucrul acesta, să știți. Sfinții aceștia isihaști sunt savanți ai psihologiei, înainte de Freud și de ăștia moderni. Bun, și n-au ajuns niciodată Freud și ăștia moderni până la ce au ajuns Schopenhauer, n-au ajuns la ce au ajuns Sfântul Vasile cel Mare și Grigore Palama. Deci au constatat, sufletul nu poate trăi o secundă
fără harul lui Dumnezeu. Și de aceea avem nevoie de rugăciunea neîncetată. Har. E Sfântul Grigore, e dascălul harului sau energiilor lui Dumnezeu necreate. Aici se constată părinți, constatăm în mănăstiri, că poți să zici că am de 10.000 de ori pe zi în lume. La Athos sunt părinți, a fost un părinte care l-am prins și eu, cred că puțin, până în 2005 a trăit, starețul Haralambie de la Dionisiu, poate cel mai iubit ucenic a Sfântului Iosif, Isihastul. E acest părinte zicea el într-o zi până la 200.000 de ori de Doamne Iisuse. 200.000 de ori. Și ucenicii lui 12 au avut. Toți au ajuns sfinți. Ei au fost 5 ucenici la Sfântul Iosif, toți au ajuns sfinți. Deci iată că se poate. Deci Doamne să fie Dumnezeu minește. Ei, asta ne amintește Sfântul Grigore Palama. Acum, de ce e important Sfântul Grigore Palama pentru noi? Sfântul Grigore e atât de important cum a fost Sfântul Atanasie în secolul IV, că la 325 el a alcătuit crezul. Că atunci a apărut un eretic, un preot, foarte deștept, poet, filozof, scriitor, arie. Și ăsta a zis că Domnul Hristos nu-i Dumnezeu. Ca o fi o creatură a lui Dumnezeu, cea mai mare, dar cea mai importantă, dar nu-i Dumnezeu. Dacă Domnul Hristos nu-i Dumnezeu, noi nu mai avem Mântuitor. Pentru că mântuirea nu o poate face decât un Dumnezeu om. Adică un om fără păcat, care să se nască din Duhul Sfânt, să trăiască fără păcat, să moară pe cruce pentru noi, să înfrângă moartea, să înfrângă pe diavolul, să fărâme iadul, și să fie și Dumnezeu în același timp. Deci mântuirea nu se poate. Dumnezeu, Dumnezeu, e transcendent. Nu putem, nu avem acces la El, nu-L vedem. Dumnezeu, Spirit. Om, nu se poate mântui cu puterile Lui, că nu poate ști exact ce-i deasupra, ceea ce nu se vede. Și atunci Dumnezeu a găsit soluția asta, taina cea din viața ascunsă, unică, întruparea. Dumnezeu om. Asta e soluția. Și de aceea noi credem într-un Dumnezeu om, Dumnezeu palpabil, vizibil, îl prindem, îl îmbrățișăm, îl mâncăm, ne împărtășim cu Hristos. Ei, dacă cineva ne-l ia pe Hristos, Hristos nu mai e Dumnezeu și om, atunci noi nu mai avem mântuire, nu mai avem mântuitor. Așa au făcut ei în secolul IV și Sfântul Atanasie, deși era tânăr diacon atunci, ca un leu s-a luptat acolo în sinod cu sute de filozofi și a biruit și a făcut crezul, ceea ce mărturisim noi astăzi, primele 12 articole. Și așa mă gândesc. Ei, Sfântul Grigore, la vremea lui, tot așa, el a fost prinț, fiul unui consilier împărătesc, nu intru acum în biografia lui, un om deosebit care s-a călugărit, taică s-a murit când avea 16 ani, Constantin Palama, care și el e sfânt, toți membrii familiei Palama au fost canonizați, 7 membri în 2005, 2 frați s-au călugărit, el, 2 surori și mama. Și Sfântul Grigore a ajuns călugăr în Sfântul Munte și a ajuns la niște trăiri foarte înalte. Spune, când era el tânăr, călugării s-a arătat Maica Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul. Și el se ruga, deși era cel mai curat copil și tânăr de pe pământ de atunci, și zicea, miluiește-mă pe mine întunecatul, miluiește-mă pe mine întunecatul, tot așa se ruga la Maica Domnului. Și Maica Domnului a zis, dar cum te rogi așa, cum ești întunecat? Tu ești, într-adevăr, cel mai bun, cel mai curat de pe pământ copil. Ai lăsat totul și te-ai făcut călugăr în Sfântul Munte, pusnic încă. Și el zice, eu sunt cel mai întunecat. Și atunci Maica Domnului a trimis pe Sfântul Ioan Evanghelistul, închipuiți-vă, deci care trăise cu 1200 de ani mai devreme. Și zice, ăsta să fie duhovnicul tău, el să te călăuzească. Și deci cu Sfântul nostru Arsenie a fost călăuzit de un sfânt care a trăit cu 300 de ani înainte de el, Sfântul Serafin de Sarov, și a dat dar înainte vederii și toate celelalte, l-a făcut marele sfânt al Ardealului, al nostru. Așa Sfântul Grigore a fost călăuzit de Sfântul Ioan Evanghelistul, cel mai important apostol, teolog, care s-a culcat cu capul pe inima Domnului, pe pieptul Domnului, Ioan teolog. Și așa, ei, acum Sfântul Grigore, prin revelație, când apăruse tot așa un eretic, un mare învățat, filozof, scriitor, Varlam, care a zis că Dumnezeu nu poate fi cunoscut prin trăire, prin experiență, ci prin știință. Studiezi, faci calcule, vezi, cunoști astrologie, astronomie și îți dai seama că tot ce se mișcă aici are în urmă, cum zice Voltaire, adică ceasul mă face să mă gândesc la un ceasornicar. Toată arheologia asta a Universului mă face să mă gândesc la ceva. Dar săracii, nu, ei nu aveau experiența asta apusul a trăirii. Și atunci Sfântul Grigore, de fapt, toți Sfinții Părinte, toți, până adică cum Dumnezeu nu se poate experimenta? Pentru că noi îl trăim de 2000 de ani.
Noi de 1200 de ani atunci îl trăim, ne împărtășim cu el, simțim harul lui, ne bucurăm de el. Cum vii tu și spui că numai știința îl poate ști? Și atunci Sfântul Grigore a scris pe rând cele trei tomuri agioritice în care apără tradiția bisericii. Și acum, care e învățătura pe scurt? Vă spun dumneavoastră, pe înțelesul dumneavoastră. Deci, Dumnezeu în ființa Lui e nepătruns, incognoscibil, din necunoscut. Dar prin harul Lui, prin energia care se mișcă spre noi, dragostea, bunătatea, mila, lumina, prin ele îl cunoaștem. Ei, asta e mărturisirea noastră ortodoxă. Că Dumnezeu ne vine în întâmpinare cu dragostea Lui. Noi simțim dragostea Lui. Și noi mergem și noi cu dragoste spre El și ne împărtășim de dragoste. Ei, ăștia puseni au zis, nu, băi, de ajuns științific, tu aici pe pământ, matematic, faci ce vrei tu și El e acolo sus. Și Sfântul Grigore, deci, a teologisit, adică cumva, el a dogmatizat, cum Sfântul Atanasie a făcut crezul atunci, în secolul IV, el a dogmatizat cumva că Dumnezeu, în esență, nu poate fi cunoscut, dar prin energie, prin har, că noi prin har a făcut lumea, prin har ne-a făcut pe noi, prin har poate fi cunoscut și noi ne putem împărtăși de Dumnezeu. Și Sfântul Grigore a fost atâta un filozof de mare, zice, când era student la Constantinopol, și că i-a uimit pe toți, zicea că însă și Platon, dacă l-ar fi văzut, s-ar fi bucurat de el. Așa era de bun la filozofie. De aceea, și el i-a înfrânt pe filozofii ăștia, care cu teoriile lor lumești, a zice că atunci s-a ciocnit prima dată în istorie trăirea și știința. Adică cei care zice, e de ajuns știința, eu fac o rachetă și zbor în cosmos. Poți să zbori în cosmos, dar nu te mântuiești, că tu nu-L simți pe Dumnezeu. Sunt atâția care au zburat și nu-L simt pe Dumnezeu. Eu dacă zbor de la 1000 de metri în sus, la rugă, simt o prezență a Lui Dumnezeu, de aș vrea să fiu singur, să stau deasupra pe avion, să fiu numai cu Dumnezeu. Pentru că harul e atât de mare. Dar dacă tu nu ești interesat de Dumnezeu, nu-L trăiești pe Dumnezeu, tu o să poți să zbori, să înconjuri pământul și cosmosul tot și nu o să te pătrești niciodată de Dumnezeu. Și aici, adică arată Sfântul Grigore inutilitatea sau insuficiența științei. Știința nu e rea. Biserica ortodoxă niciodată n-a combătut știința. Dar nici nu te mântuiește. Ea te ajută până la un loc. Adică eu, dacă știu științific că de aici până acolo sunt 20 de metri, foarte bine. Dar asta nu-mi crește iubirea. Mântuirea se face prin iubire. Și doar, da, este un adevăr, este o axiomă. Și atunci, Sfântul Grigore, să vedeți, i-a combătut și științific. Și a spus acestui Varlam, zice, tot ceea ce susții tu, nici din punct de vedere științific, nu-i corect. Pentru că demonstrații științifice se fac în două feluri. Apodictic și dialectic. Ce înseamnă apodictic? Apodictic înseamnă să te întemezi întotdeauna pe credință. La noi, la ortodoși, întotdeauna ne întemeiem pe credință. Totul raportăm la credință. De la credință izvorăsc celelalte cunoștințe. Iar dialectic înseamnă să faci o rațiune dreaptă, dialectică, așa cum făcea Platon și Aristotel. Ori zice voi, zice, spunând că numai prin știință îl cunoști pe Dumnezeu, zice, nu sunteți corezi nici din punct de vedere apodictic, nici din punct de vedere dialectic. Și de aici rațiunile, deci vedeți, greșite ale apusului. Deci, care au zis că Fiul lui Dumnezeu se naște, adică și din Tatăl, zice, sau Duhul Sfânt purcede și din Tatăl și de la Fiul. Păi cum să aibă? Nu poți să aibă cineva doi tați. Vă dați seama că nici din punct de vedere dialectic nu-i corect. De aici sunt ereziile, ideile greșite. Și atunci Sfântul Grigore de aceea este iubit și înțit, pentru că el, apărând ortodoxia și apărând adevărul, arată că numai prin credință, prin trăire, prin experiență poți să te împărtășești de Dumnezeu și numai în dreapta credință, în ortodoxie, și atunci harul lui Dumnezeu curge pentru tot. Car ortodoxia, să știți, este firea omului. Toți o au în fire, dar nu toți o practică. Vedeți Sfânta Lumină. Vine acolo, la Ierusalim. Vine la ortodoși, numai la ortodoși vine. Dar toți se împărtășesc din ea. Asta este. Dar ea vine numai unei adevărul, să știți. Și de asta noi, vedeți, avem bucuria aceasta că avem aici în biserică harul lui Dumnezeu prin ortodoxie. Ne împărtășim de Sfintele Taine. Așa cum v-am spus. Deci ne apropiem de Dumnezeu prin cei patru evangheliști,
prin virtuțile cardinale, prin bărbăție, cumpătare, înțelepciune și dreptate, ajungem să sporim prin credință, nădejde și dragoste și tot timpul ne folosim de spovedanie și de împărtășanie, ca să ne împărtășim cu Dumnezeu. Noi, ca să ne putem împărtăși cu Dumnezeu, ne zmerim de fiecare dată, renunțăm la orgoliul nostru, la științele noastre, ca să ne putem împărtăși de Dumnezeu. Și spovedindu-ne cât mai des, împărtășindu-ne cu Hristos cât mai des, Hristos trăiește în noi. Vă zice câteva versuri despre spovedanie și despre împărtășanie și cu aceasta sfârșesc, sper să mi-l amintesc. Este o poezie foarte, foarte frumoasă despre spovedanie și împărtășanie, care spune așa: Doamne, întinde patrafirul peste fața mea de lut, sufletul neghiop și slut să-l albești cu tibișirul când amurgul toace firul peste un pic de gând tăcut. Să-ți vorbesc, m-aud vecinii, iar osânda e păcat. Eu să stau pe un cos plecat, pe când tu, la vremea cinii, să-mi șoptești că m-ai iertat. Ați ciuit pe o vatră nouă, vom purce despre un nou cânt. Eu, o mână de pământ, tu, lumină în strop de rouă. Hristos îi lumină în strop de rouă. Deci, migălivă în cartea în două. Cartea noastră se face împreună cu Hristos, cartea vieții noastre. Deci, tu vreo trei, eu un cuvânt. Și încălțându-te în sandale, adică în drumul păcii, vom porni spre drum stelar, pe drumul Sfințeniei. Și în al slovelor chenar, în lumina vrerii tale, eu oprite voi din cale și în lumina vrerii tale te-o-i sorbi dintr-un pahar. Valeriu Anania. Deci iată, dragii mei, cât de bogată a fost această duminică de astăzi. Bogată în credință, bogată în rugăciune, bogată în spovedanie, bogată în împărtășanie, bogată în Hristos. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.